Pacea Domnului, frați și surori, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Psalmelor, Psalmul 11. Cartea Psalmelor, Psalmul 11, către mai marele cântărețelor, făcut de David. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și plioapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm și în această dimineață recoroasă de octombrie să fim adunați într-un număr așa de mare. Cei care urmărit ceatul bisericii ați observat că v-am dat un sfat. Să mă îmbrăcați mai cald ca să nu vă fie rece. Vremea se răcește, e și aceasta o lege dată de Dumnezeu, și atunci când nu poți schimba lucrurile, trebuie să te ajustezi. Cei ce nu putem schimba, suntem nevoiți a ne ajusta. Eu m-am dezbrăcat, ați văzut că a fost mai îmbrăcat și partea bună a faptului că m-am dezbrăcat este aceasta. Dacă îmi va fi frig, voi spune amin și voi pleca de aici. Acum depinde cât de mult voi rezista fără haine ca să predic în această dimineață și sper că voi rezista până la sfârșitul mesajului pe care l-am pregătit. Fratele Anatol a citit din psalmul 111, eu am citit din psalmul 11 și astăzi este data de 11. Așa că mai ușor veți reține probabil textele care au fost citite astăzi. Când eram mai mici și veneam acasă, tata ca să vadă dacă am fost la adunare, atenție, întreba ce s-a citit azi la adunare? Și că dacă vă va întreba cineva, fie copiii sau părinții pe copii, veți reține mai ușor. Astăzi este 11, am citit din Psalmul 11 și Psalmul 111. Psalmul 11 este un psalm al lui David, deși în titlu apare o frază deosebită. Dacă aveți Biblia deschisă, și v-aș încuraja să o aveți așa deschise în fața noastră, către mai marele cântăriților făcut de David. Și uitați-vă la următorul psalm, psalmul 12, 16, psalmul 13, 14, scris un psalm al lui David. E o frază unică folosită pentru acest psalm, unde este scris făcut de David. Expresia aceasta scoate în evidență faptul că, deși și alți psalmi lui David, foarte probabil au fost scriși în baza trăirii și experienței lui, dar acest psalm, în mod deosebit, e un psalm făcut de David în urma trăirii, în urma experienței pe care el a avut-o. În versetele 2 și 3 vedem încercarea prin care trecea David. El a fost nevoit să fugă. Era o perioadă fugară. Era o perioadă când viața lui era amenințată, așa cum spune el, de săgeata celor răi. Mai mult ca atât, nu doar viața lui era amenințată de săgeata celor răi, el nu avea unde să găsească apărare și protecție. Pentru că atunci când îți este amenințată viața, atunci când îți se face o nedreptate, tu te duci fie la autorități, te duci la anumite persoane ca să-ți facă dreptate. Și în versetul 3 apare această întrebare: când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? când cel rău își încordează arcul și își îndreaptă săgeata asupra ta, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și David oferă, evident, un răspuns pentru că el a trăit această încercare și trecând prin ea, el a găsit răspuns, a găsit soluție la încercarea în care se afla. Psalmul, de fapt, așa și se începe, la Domnul găsesc scăpare. David spune că El găsește scăpare la Domnul, și scăparea este la Domnul cel puțin din două motive. Primul motiv, în versetul 4, este acesta. Domnul este în Templul lui Cel Sfânt, Domnul își are scaunul de Domnie în ceruri. Când totul se năruie, când se surpă temeliile, este important să înțelegi, este important să vezi că Domnul este în continuare pe tron. Domnul este în templul lui cel Sfânt. O mică remarcă aici legată de templu, în psalmi de mai multe ori veți găsi referință la templu. Veți găsi referință la templu în psalmii lui David. Dar noi știm că Templul a fost construit după moartea lui David. Solomon a fost cel care a construit Templul. Și atunci apare o întrebare: Cum putea David să vorbească despre Templu dacă Templul încă nu exista? Dacă Templul nu fusese construit? Un posibil răspuns ar fi acesta. David. Prin credință vorbea despre Templu pentru că el, de fapt, a avut dorința să construiască Templul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a permis acest lucru și i-a spus că fiul tău va face Templul meu. Dar o altă explicație care mi se pare mai potrivită pentru acest psalm, pentru că în versetul 4 găsim această explicație acolo este că templul, de fapt, este acest univers. Cerurile și pământul pe care Dumnezeu le-a făcut sunt, de fapt, templul lui. Uitați-vă cum spune David în versetul 4, Domnul este în templul lui cel Sfânt și următoarea propoziție, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Vă spuneam cu altă ocazie că în limba ebraică, în special în psalm, un rând îl explică pe celălalt. Așa e construită poezia ebraică. De aceea când David spune că Domnul este în templul lui cel sfânt, citiți mai jos unde era Domnul. Domnul era în ceruri. Domnul este pe scaunul lui de domnie în ceruri. Așadar, atunci când totul se nărui, atunci când se surpă temeliile, privește la Domnul. Care este pe tronul lui, care este în ceruri, și el privește asupra întregului pământ. În al doilea rând, și a doua motivație, de ce David spune că la Domnul găsesc scăpare? Versetul 7: Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Cuvântul neprihănit e un cuvânt mai arhaic, când traducerile moderne se folosește cuvântul drept. În versetul 7 avem practic de trei ori cuvântul drept. Domnul este drept, Domnul iubește dreptatea și cei drepți privesc fața Lui. Atunci când vezi nedreptate în jur, când ți se face o nedreptate, când crezi că nu poți găsi dreptate, nu are cine să te apere. Privește la Domnul. Pentru că Domnul este drept și El iubește dreptate. Vreau să mă opresc mai mult la acest verset din Psalmul 11, la versetul 7. Și așa, de fapt, mi-am intitulat și mesajul din această dimineață: Dumnezeu iubește dreptate. Una dintre modalitățile prin care. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu este prin a vedea calitățile lui. Sfânta Scriptură îl descrie pe Dumnezeu folosind o listă întreagă de calități. Și e bine să ne uităm la aceste calități ale lui Dumnezeu pentru că repet prin calitățile care sunt prezentate pe Sfânta pe paginile Sfintei Scripturi, noi de fapt îl putem cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Iar cunoașterea lui Dumnezeu este un lucru esențial pentru credincioși. Unul dintre scopurile pentru care Isus a venit pe acest pământ a fost anume acesta, să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. În Ioan 1,18 sunt scrise aceste cuvinte. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și dar Isus a venit pe acest pământ ca să îl facă cunoscut pe Dumnezeu. Calitățile lui Dumnezeu în teologie mai sunt numite atributele lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam, e o listă mai lungă a calităților lui Dumnezeu pe care o găsim pe paginile Scripturii. Atributele lui Dumnezeu la rândul lor se împart în două mari categorii: sunt atribute morale sau calități morale și atribute naturale. Când vorbim despre calitățile morale ale lui Dumnezeu, ne referim la cele calități care au de a face cu conceptul de bine și rău, care se raportează la bine și la rău când vorbim despre calitățile naturale ale lui Dumnezeu, aceste calități nu sunt legate de bine sau rău. Spre exemplu, când vorbim despre puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu este atotputernic. puternic. Conceptul de putere, atribut lui Dumnezeu și faptul că El este atotputernic, puternic, nu are de-a face cu bine sau rău. Sau Dumnezeu este etern, El este veșnic. Din totdeauna El a existat. Sau Dumnezeu este atot știutor, El știe toate lucrurile. Deci acestea sunt calități naturale ale Lui Dumnezeu care nu au de-a face cu dimisiunea binelui și răului. Dar sunt o serie de calități care au de-a face cu binele și răul. Sfințenia, dreptatea, dragostea, bunătatea. Ele sunt legate de această dimisiune a binelui și a răului. Și aș vrea în această dimineață să ne oprim la trei calități morale importante ale lui Dumnezeu. Vreau să pornesc cu dreptatea și dacă v-a îngăduit Dumnezeu, mi-am pus așa în plan să vin cu un mic ciclu de predici despre calitățile lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu cunoscându-i calitățile lui. Și pentru un credincios este un lucru foarte important: să-L cunoască pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, în al doilea rând, noi mai ușor ne descurcăm în viață. Atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu, știi cum să procedezi într-o situație sau alta. Înțelegând și cunoscând că Dumnezeu este drept, lui David a fost mult mai ușor în situație în care s-a pomenit el. De aceea a scris la începutul acestui psalm, la Domnul găsesc scăpare. Și în al treilea rând, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi învățăm să fim ca El. Pentru că asta e rostul iarăși de a-L urma pe Dumnezeu. Un copil vrea să fie ca tată. Dar ca un copil să fie ca Tată, el trebuie să-l cunoască pe Tată. Trebuie să știe cum este Tată. Așadar, pornim cu dreptatea. Dreptatea, așa cum spuneam, este una din calitățile morale ale lui Dumnezeu. Ea este considerată cea de-a doua calitate morală în lista acelor atribute morale ale lui Dumnezeu. Prima calitate morală a Lui Dumnezeu este considerată sfințenia. Cunoașteți pe paginele Sfintei Scripturi, avem și porunca aceasta lăsată de Dumnezeu, fiți sfinți căci Eu sunt Sfânt. Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeul în care am crezut noi și credem noi este un Dumnezeu Sfânt. Sfințenia Lui Dumnezeu aplicată se cheamă dreptate. Dreptate este exprimarea naturii sfinte a lui Dumnezeu. Pentru că dreptate, de fapt, este, sunt acele legi și porunci pe care Dumnezeu le dă, da, ni le dă. Și așa cum deja am văzut în acest verset, David spune, Domnul este drept. Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu este drept. Dreptatea izvorăște din sfințenia lui. Dreptatea este aplicația sfințeniei lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu este exprimată prin poruncile pe care el ne le-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Uneori se ridică o întrebare, cel puțin așa, în discuții teologice, apare întrebarea aceasta. Când vorbim despre un anumit lucru, lucrul acela este drept în sine, adică este drept pentru că așa e acel lucru sau pentru că așa a decis Dumnezeu. Spre exemplu, este dragostea un lucru bun pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim? Sau dragostea e bună de la sine? Dacă Dumnezeu poruncea să ne urâm unii pe alții, și să nu ne iubim unii pe alții, cum ar fi fost atunci? Sigur, e o întrebare așa mai mult o discuție teologică, filozofică, dar vă spun de ce este important lucrul acesta. Pentru că noi deseori aplicăm această gândire la deciziile pe care le luăm noi. Vă dau un alt exemplu. Să zicem că îi spui fiului tău să nu pui mâna pe bicicletă astăzi. Acum, dacă el va pune mâna pe bicicletă, fără voia tatălui, va face un lucru rău, pentru că nu va asculta de tatăl. Dar întrebarea este, a merge cu bicicleta, e un lucru bun sau rău? Nu poți să-l pui în categoria lucrurilor rele, pentru că a merge cu bicicleta e un lucru bun până la urmă. Deci, prin urmare, deciziile pe care le luăm noi, poruncele pe care le dăm noi copiilor noștri sau subalternilor noștri de multe ori, ele sunt de natură subiectivă. Ele nu rezultă din natura noastră. În timp ce poruncele date de Dumnezeu, ele reiesc din natura lui Dumnezeu. Ele sunt obiective. De aceea, la întrebarea, putea Dumnezeu să poruncească să ne urâm unii pe alții și să ne interzică să ne iubim unii pe alții? Nu putea pentru că natura lui Dumnezeu este desăvârșită, este perfectă și ceea ce poruncește Dumnezeu este în deplin armonie cu natura sa. Dumnezeu poate să ne poruncească doar lucruri bune, lucruri care sunt bune în sine, pentru că așa e Dumnezeu. Asta, de fapt, este esența, încă o dată, repeta, dreptății lui Dumnezeu. De deci, ce repet lucrul acesta este important? Pentru că deseori, noi mai cu seamă trăind într-un secol, așa îi spunem, al relativității, când totul este relativ, când nu mai ai lucruri absolute, noi tindem spre aceste interpretări și explicații, zicând, păi asta e relativ, asta nu e în mod obligatoriu să se face așa sau să se face altfel. Când ne referim totuși la dimensiunea morală. La dreptatea lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu ea, ea are o dimensiune obiectivă. Adică, deci prin urmare, toate deciziile lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este bine sau rău sunt bazate pe natura sa și ele trebuie tratate ca tare și de fapt ele corespund realității care ne înconjoară. Așadar, Dumnezeu este drept. Atunci când spunem că Dumnezeu este drept, așa cum deja am menționat, înseamnă că toate poruncile pe care El ne le-a dat sunt drepte. Sunt bazate pe natura Lui și pe dreptatea Lui. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Dumnezeu vrea ca și noi să fim drepți. Uitați-vă în Proverbe 21 3, un pasaj interesant în care este subliniată importanța dreptății lui Dumnezeu. Proverbe 21 cu 3, în Proverbe 21 cu 3, Solomon scrie aceste cuvinte: A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Vedeți cât de înaltă este plasată dreptatea. A face dreptate și judecată este mai plăcut decât jertfele. E o sarcină pusă în fața noastră ca noi să facem dreptate, să fim drepți. Uitați-vă în Deuteronom 16,20, un alt text din Scriptură, un text interesant, un text important, pentru că el, de fapt, vorbește și despre realitățile care sunt în jurul nostru, inclusiv din țara noastră. Uitați-vă versetul 20, Deuteronom 16,20. Să urmezi cu scumpătate dreptatea ca să trăiești și să stăpânești țara pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeul tău. Să urmezi cu scumpătate dreptate. Dacă vrei să trăiești în țară, dacă vrei să ai parte de o țară prosperă și binecuvântată, să urmezi cu scumpătate dreptate. David a scris acest psalm și așa cum am văzut, el spune că Dumnezeu este drept. Dar David, din încercarea prin care a trecut el, când i s-a făcut nedreptate, am învățat o lecție și a tras o concluzie și uitați-vă ce putem citi noi despre David în 2 Samuel 8,15. Dacă vă duceți la cartea 2 Samuel, ducem la cartea 2 Samuel 8 uitați-vă cum descrie această carte domnia lui David, cum descrie de fapt esența domniei lui David. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. David făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Același lucru l-a făcut și Solomon. Putem să vedem, spre exemplu, în 1 împărat 3 cu 11. Este interesant acest detaliu. Cunoașteți că atunci când Solomon a devenit împărat, el a făcut lui Dumnezeu o rugăciune. Ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu? Înțelepciune, corect. În Solomon i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune. Și uitați-vă răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta al ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci ce? Dreptate. De ce a cerut Dumnezeu, Solomon înțelepciune de la Dumnezeu? Ca să facă dreptate, Care este menirea unui împărat, a unui lider național ca să facă dreptate? David făcea judecată și dreptate pentru tot poporul. Solomon s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și Dumnezeu zice îți voi da cei ce cer. Mai târziu, mai jos, îi va spune că îi va da și bogăție, îi va da și lucruri care el nu le-a cerut. Dar Dumnezeu apreciază la Solomon faptul că el a cerut pricepere ca să facă dreptate. Când Absalom a stârnit o răscoală în popor, știți care a fost cheia prin care el i-a câștigat pe oameni? E foarte interesant să citești în scriptură modul acesta, ce fel de campanie electorală și a făcut Absalom ca să ajungă împărat. Dacă deschideți la 2 Samuel 15, versetele 4 și 6, veți vedea acolo niște crâmpeie foarte interesante. 2 Samuel 15 versetele 4 și 6, da. Absalom zicea: "Demar pune pe mine judecător în țară." Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată, ar veni la mine și i-aș face ce? Dreptate. Acum, ar fi făcut Absalom dreptate sau nu, nu știm. Dar campania lui electorală, exprimându-mă în termeni moderni, era bazată pe acest lucru. De ce? Pentru că, uitați-vă, versetul 6. Absalom se porta așa cu toți acei din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Ce vor oamenii astăzi în Republica Moldova? Dreptate. Pentru ce ne rugăm noi ca în țară să se facă dreptate? Iată un element extrem de important bazat din nou pe ce? Pe calitatea morală a lui Dumnezeu. Domnul este drept. Dumnezeu este dreptate și iubește dreptatea. De deci ce el așteaptă Începând, sigur, de la cei mai mari, dar închind cu cei mai mici. El așteaptă de la noi ca noi să facem dreptate. Noi suntem chemați să fim drept și să facem dreptate, pentru că Dumnezeu este drept și El iubește dreptate. Așadar, primul lucru sau prima calitate la care am vrut să mă opresc este dreptate. Rețineți, vă rog, lucrul acesta. Domnul este drept și el iubește dreptate. El vrea ca noi, la rândul nostru, să fim drept și să facem dreptate. În al doilea rând, o altă calitate importantă legată de dreptate este justiția. Uneori nu observăm diferența dintre aceste două, justiție și dreptate. Dacă dreptate este exprimată prin legile lui Dumnezeu, prin poruncele lui Dumnezeu, justiția este exprimată prin sentințe dată de Dumnezeu, prin decizii și hotărâri pe care Dumnezeu le ia în baza dreptății sale, în baza legii sale. Haideți să revenim la Psalmul 11 ca să vedem lucrul acesta. Versetele 5 și 6. Domnul cearcă pe cei neprihăniți, dar urăște pe cel rău, pe cel ce iubește silnicia. Adică Dumnezeu aplică dreptatea sa în felul următor. Cei neprihăniți, ei sunt aprobați, apreciați de Dumnezeu. Cei drepți sunt lăudați de Dumnezeu. Cei drepți văd fața lui Dumnezeu. Dar cei răi sunt pedepsiți. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Expresia aceasta foc și pucioasă, ea e folosită pentru prima oară în scriptură cu privire la Sodoma și Gomora, când Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora cu foc și pucioasă. Și până la urmă, ea a devenit, expresia aceasta a devenit o expresie deja, care de fiecare dată simboliza o pedeapsă sau poate cea mai aspră pedeapsă care vine din partea lui Dumnezeu. În Noul Testament avem, zicem, focul veșnic, ghiena veșnică, adică focul, pucioasa, acest vânt dogoritor despre care vorbește aici David, este o sentință de condamnare. Dumnezeu, frați și surori, nu este doar legiuitor. Când vorbim despre dreptate, ne referim la faptul că Dumnezeu este legiuitorul, așa cum vă spuneam, El stabilește ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept. Dar Dumnezeu este și judecător. Dumnezeu judecă. El judecă pământul, el judecă oamenii și judecățile lui sunt bazate pe legea lui, sunt bazate pe dreptatea lui. Așa repet cum vedem în acest, însăși chiar în acest psalm, cum David exprimă așa de clar. Dumnezeu îi pedepsește pe cei răi. Uitați-vă în psalmul 58 cu 11, psalmul 58 cu 11, un alt verset interesant legat de justiție. Și atunci oamenii vor zice: "Da, este o răsplată pentru cel fără prihană. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ." Observați acest rol de judecător al lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care judecă și el răsplătește pe cel ce face bine, pe cel ce este drept și pedepsește pe cel ce face răul. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Vorbim iarăși despre concepte moderne, cu care uneori ne-am obișnuit, ne le mai tragem atenția. Deseori se folosește expresia aceasta, noi vrem un stat de drept. Ce înseamnă stat de drept? Stat de drept înseamnă un stat în care deciziile sunt bazate pe lege. Și noțiunea asta de drept stat de drept, noțiune de dreptate vine din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este drept și iubește dreptat. Vrem, spunem noi, o justiție nepărtinitoare. Dumnezeu este judecătorul, El este Cel care judică nepărtinitor. Niciodată nu te îndoiești de justiția sau deciziile luate de Dumnezeu. Dacă e să ne merim în mâna unui judecător pe pământ, ai anumite dubii, ți se va face sau nu ți se va face dreptate. Dar Dumnezeu este acel judecător drept, El își aplică dreptatea sa fără părtinire, își aplică dreptatea sa conform naturii sale, Sigur că apare o întrebare, și aici deseori noi facem referință la acest lucru. Unii s-ar putea să întrebe: Păi dacă Dumnezeu este un judecător drept, este cel mai drept judecător care există în acest univers, de ce vedem atâta nedreptate în jur? Cum explicăm faptul că este atâta injustiție în jur când știm că Dumnezeu este un judecător drept? Această întrebare o avea și autorul psalmului 73. Cunoașteți acest psalm, psalmul 73, un psalm al lui Asaf, când el de fapt își punea aceeași întrebare și se frământa și vreau doar să mă refer la versetele 16-17, pentru că aici este cheie de fapt acestui psalm. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Lucrul pe care ar vrea să-l menționez este că justiția lui Dumnezeu trebuie apreciată pe termen lung. Da, sunt oameni care sunt trași la răspundere, chiar citeam despre cineva care a fost tras la răspundere la vârsta de 94 de ani. A comis o crimă în tinerețe, a reușit să se ascundă și, practic, toți uitase de lucrul acesta. În virtutea unor împrejurări nefavorabile, evident, pentru el, s-a descoperit că el este făptașul, el este criminalul și a fost adus pe banca acuzaților la vârsta de 94 de ani. Sunt unii care, putem spune, deja e cu un picior în groapă și s-ar putea să ajungă pe banca acuzaților. Dar sunt alții care pot să plece în lumea de dincolo și să nu fie trași niciodată la răspundere. Și alții se întreabă, păi cum să explicăm lucrul acesta? Și explicația, repet, în psalmul 73, versetele 16-17, este să te uiți la soartă de la urma celor răi. Există o judecată de apoi, spunem noi. Există o justiție care chiar dacă pe acest pământ ea a fost îndeplinită în totul, cu siguranță va fi împlinită în ziua de apoi. Nimic nu va trece, nimic nu va fi trecut cu vederea de judecătorul suprem, de către Dumnezeu. Noi, la rândul nostru de asemenea, suntem chemați să judecăm drept. Interesant că, din nou, din cauza Injustiții pe care o avem, din cauza că s-a profanat conceptul de justiție oamenii nici nu au încredere și nici nu iau în serios de multe ori deciziile care se iau săptămâna trecută, probabil ați observat câtă discuții în spațiul public a fost de femeia cei care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru o sumă relativ nu prea mare, cu copil mic acasă, în comparație cu alții care fură poate sute de mii, milioane și sunt în libertate. Sigur că lucrul acesta te descurajează, deși eu v-aș încuraja să nu vă grăbiți să pentru că justiția asta în spațiul public, justiția asta televizată, ea e tot una subiectivă și selectivă, nu este o justiție obiectivă bazată din nou strict pe, pe buchea legii. Dar la ce vreau să mă refer este, citeam despre un caz care mi s-a părut interesant, un uh, judecător american câțiva ani în urmă a condamnat la șase luni de închisoare o persoană care era în sala de judecată și care în momentul în care judecătorul citea sentința pentru altă o persoană vinovată, acela și-a permis să ducă mâna la gură și să caște. Pentru simplu fapt că el a căscat. În timp ce se citea sentința de judecată, judecătorul a observat o procesă și a dat șase luni de închisoare. Pentru că el a zis că este un moment sacru, solemn se citește sentința de judecată și cei care ați avut ocazia să fiți în săl de judecată știți că la citirea sentinței oamenii stau pe scaune sau în picioare. Toți stau în picioare. La citirea sentinței se stă în picioare. Pentru că, din nou, e un concept, chiar dacă noi nu totdeauna conștientizăm sau cei care fac lucrul acesta nu conștientizează, dar e un concept bazat pe justiția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu judică, nimeni nu stă leger pe scaun în fața lui Dumnezeu stai pe poziția de drept. Și atâta, mi s-a părut trepet foarte, parcă hazliu cazul acesta, dar asta demonstrează că există o anumită tradiție a justiției. În momentul în care se anunță o decizie judecătorească, ea trebuie tratată cu toată seriozitatea. Pentru că decizia unei instanțe înseamnă aplicarea dreptății. Și așa cum spune cineva, o justiție fără putere, este neputincioasă. Iar o putere fără justiție este tiranică. Cât de important este să ai o justiție care are putere, o justiție care face dreptate și să nu ai o putere care ignoră justiția și dreptatea. Iar legat de întrebarea pe care o aveam, cum spuneam, e și o, 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 așa, o mică fabulă, zice că erau două broaște țestoase și vorbeau între ele. Și una îi spune celelalte, zice, știi, dragă, câteodată așa îmi vine să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce e atâta nedreptate în jur? Și alta o ascultă și zice, dar eu tot așa mă gândesc, dar știi de ce mă e frică? Că Dumnezeu îmi va pune mie aceeași întrebare. Noi ne revoltăm la nedreptatea care este în jur, dar uităm că această dreptate depinde de fiecare din noi. Dreptatea care există în societate, ea nu vine de la sine fără ca cetățenii acelei țări să fie drepți. Este un element important și noi, mai seamă, ca și creștini evanghelici, suntem chemați să conștientizăm lucrul acesta. Așadar, două calități morale pe care am vrut să le vedeți în această dimineață. Prima este dreptatea. Dumnezeu este drept și El iubește dreptatea. Dumnezeu nu doar că este drept și iubește dreptatea, Dumnezeu este un judecător drept. Un judecător care judecă în baza dreptății pe toți oamenii de pe fața pământului. Pe cei buni îi răsplătește, pentru cei ce fac, pe cei răi îi pedepsești. Și a treia calitate care de asemenea mi se pare importantă este onestitatea. O altă calitate morală a Lui Dumnezeu, poate mai rar noi vorbim despre ea, dar ea este menționată în mod expres pe paginele Sfintei Scripturi. Dacă justiția înseamnă dreptate aplicată și cel care încalcă această dreptate va suporta consecințele, acestei încălcări, onestitatea de fapt înseamnă o trăire a acestei dreptăți. Este un aspect important al moralității noastre, dar cel mai important, așa cum spuneam, este faptul că Sfânta Scriptură spune în mod expres că Dumnezeu este un Dumnezeu onest. Iată, uitați-vă în numeri 23 cu 19. Dumnezeu nu este om ca să minte. Numeri 23 cu 19 am zis, da? Sau poate am greșit uh, versiunea. Deci este un verset, sau uitați să puneți Tit 1 cu 2. Tit 1 cu 2 pentru că este același text pe care îl găsim în Tit 1 cu 2. Dumnezeu care nu poate să minte. Pavel zice Dumnezeu nu poate minți. Dumnezeu nu este om ca să minte. Dumnezeu este un Dumnezeu onest. E o altă calitate morală a lui Dumnezeu, pe care o găsim exprimată și în cel puțin două din cele zece porunci: să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Onestitatea lui Dumnezeu e o altă calitate morală. Pe care o vedem la Dumnezeu și în baza acestei calități morale pe care Dumnezeu o are, El ne cere nouă ca și noi să fim onești, să fim cinstiți. Uitați-vă, spre exemplu, în Deuteronom 25, versetele de la 13 la 16, Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 13 la 16, Dumnezeu dă aceste porunci prin Moise să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Să n-ai în, în, casă două feluri de iefă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă. Să ai o iefă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu ai două feluri de greutăți. E o altă noțiune care o folosim, să nu ai standarde duble. Deseori e o expresie utilizată astăzi, că oamenii au standarde duble. Față de cineva aplică un standard, față de alt cineva aplică alt standard. O vreme, acum sigur, mai puțin, probabil se bucură de succes și popularitate, cei care vând pe marginea drumului, dar așa la începutul anilor 90 mergeam deseori la bălți, eram păstor acolo și ne plăcea să ne oprim pe marginea drumului să mai cumpere, adică cumpărai banane, mere, struguri, orice și am descoperit aici la Peresece, că, băi, parcă luăm, dar parcă ne dă mai puțin. Cam mai târziu să aflăm că ei aveau două feluri de cântare acolo. Aveau cântare care îți dădea un kilogram, dar avea cântare care în loc de un kilogram era vreo 600 de grame sau poate numai 500 de grame acolo era. Adică e, e, atât în natura asta a noastră lucrul acesta de a nu fi onești, de a folosi două feluri de greutăți. Și vorba lui Solomon, nu nimic nou sub soare. Uitați-vă cât de clar Dumnezeu spune poporului său, să nu ai două feluri de greutăți. Să nu ai două feluri de măsură, efă mare, efă mică, ci să ai o singură efă, dreaptă și adevărată. O singură greutate, dreaptă și adevărată. Iată, onestitatea pe care o vedem în Dumnezeu. Ea e bazată din nou pe natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mint. Iisus spune, eu sunt adevărul. Apoi când stă fața lui Pilat zice, eu m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Să spui adevărul, să nu minți, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Toate acestea fac parte din o calitate morală importantă cum este onestitate. Așadar, frați și sorori, în această dimineață am vrut să sublinez aceste trei calități morale pe care le vedem în Dumnezeu așa este Dumnezeul în care noi am crezut. Așa este Dumnezeul pe care noi îl numim Tată. El este drept. El iubește dreptate. El e un judecător care judică fără părtinire după dreptate. El e un Dumnezeu care nu minte. E un Dumnezeu onest. Am organizat, cred că Doi ani în urmă, acum, o școală de vară. Am lansat o Academie pentru Integritate, o academie în care încerc să instruiesc pe tineri să se implice în spațiul public, Academie pentru Integritate în Conducere și la una din aceste școli de vară. L-am chemat acum pe fostul ministru al justiției, fost președinte al curții conționale, pe domnul Alexandru Tenas. Și el ne-a vorbit despre justiție. A vorbit mai multe lucruri interesante, dar am reținut o frază pe care el așa a spus-o, cumva și-a adresat-o mai mult ca o întrebare retorică, zicând: Dacă un stat nu este în stare să asigure dreptate și justiție, cine are nevoie de un asemenea stat? Sigur, e o întrebare retorică care ne punem și ar trebui să căutăm răspuns la ea. De cine depinde justiția și dreptatea în țara noastră? În primul rând depinde de fiecare dintre noi. Aceste calități morale pe care le vedem la Dumnezeu, ele sunt importante pentru viața fiecăruia dintre noi, pentru deciziile pe care noi le luăm în viața de zi cu zi. Dar de asemenea, Justiția și dreptatea, onestitatea depind și de cei pe care îi alegem în fruntea țării. Mai puțin de o lună de zile vor fi alegeri prezidențiale. Este extrem de important să ne rugăm și să vedem pe cine alegem. Cine corespunde criteriilor morale mai bine atunci când vrem să punem în fruntea țării oameni de care depinde? depinde dreptatea, justiția. Uitați-vă ce spune, spre exemplu, Solomon în Proverbe 29 cu Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Un împărat întărește țara prin dreptate. Fii ca Dumnezeu să ne ajute, în primul rând, ca noi să fim drepți ca noi să fim integri, să fim onești și în al doilea rând Dumnezeu să ne călăuzească și în toate aceste procese deci, decizionale care ne stau în față. Și nu uitați, Dumnezeu este drept și El iubește dreptatea. A Lui să fie slava de acum și până în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Tată, în dimineața aceasta vrem să-ți mulțumim. Vrem să ți mulțumim pentru că suntem aici. Vrem să ți mulțumim pentru că avem această libertate de a ne aduna, de a ne închina. Dar vrem să ți mulțumim și pentru cuvântul tău. Un cuvânt care de fiecare dată când îl deschidem, când ne aprofundăm în el, ne vorbește așa de profund, ne vorbește așa de relevant. Doamne, vrem o țară prosperă. Vrem o țară binecuvântată dar înțelegem că fără dreptate, fără o justiție dreaptă, fără onestitate și integritate, nu vom putea avea o asemenea țară. Doamne, ajută-ne pe noi, cei care te-am cunoscut pe tine, ca noi să fim, în primul rând, un exemplu în privința aceasta. Să fim corecți, să fim drepți, să fim onești. Și Doamne, ajută-ne și în procesele prin care vom trece. Călăuzește-ne tu ca să alegem oameni care caută dreptate. Binecuvântă-ne, binecuvântă pe noi, binecuvântă țara în care trăim, binecuvântă, Doamne, copiii Tăi, moștenirea Ta, în numele Lui Iisus, Tată, te rugăm, amin. Vă rugăm să vă așezați.